sprijinul politic face minuni. După ce a pestorit devalizarea unei filiale, a fost numit sublinierea F la CFR. În luna februarie, o subliniere tire importantă a trecut oarecum neobservat. Consiliul de administrație al Companiei Naționale de Cei Ferate CFR-SA, care administrează sublinierea întrecine infrastructura feroviar public, l-a desemnat pe Ion Gavril, director general interimar al companiei. Inginer cu 40 de ani de experiență în domeniul feroviar, Ion Gavril nu era un nume care se stârnească un interes prea mare. I tot un sublinierei, CV-ul acestuia ascunde un lucru mai puțin onorant, care nu l-ar recomanda deloc pentru funcția de director general al CFR. Ion Gavril a ocupat până recent funcția de director general al SC Electrificare CFR-SA, filial specializată a CNCF CFR-SA, care des subliniere oare activit ci de întreținere sublinierei exploatarea instalațiilor de electrificare a sublinierei furnizare de energie electrică în sectorul feroviar. În perioada în care actualul subliniere F al CFR conducerea SC Electrificare CFR-SA, din depozitele companiei au dispărut cantități enorme de fire de cupru, rezultate din lucrările de modernizare. Potrivit unei situații centralizatoare intrate în posesia stirii pe surse ro.com, doar în județul Constanța au distrus peste 100 de tone de fire de cupru. În ciuda acestor performanțe obținute de Ion Gavril, acesta a fost propulsat în fruntea CFR cu sprijin politic. Actualul director general beneficiază de susținere politic din zona Olteniei. Cel puțin doi lideri ai PSD, cu funcții importante în Parlament sublinierei în guvern, l-au susținut pe Gavril pentru noua funcție. Ion Gavril ar urma să coordoneze activitatea CFR să pun la finalizarea procedurii de selecție, însă nu există un orizont de timp concret. De altfel, actualul director a preluat funcția de la un alt interimar, Cristi Ungureanu.